Vede fiecare, da? 9. 3 fiecare. Ne-am luat atâtea vile cu camere și de atâtea și atâtea și poți să te micșorezi, să te... aici se schimb datele problemei și rapid îți se străiți. Tu știi bine că numărul camerelor este atât total și rămâne același număr de vile. Îți amintești. Nu, te uiți la problemele din urmă și vreau să apară cele 9 probleme formulate de tine extraordinar de interesante fiind și acestea, da? Așa. Și mai vrei ceva? Spune tu, dacă tu mai vrei, eu îți dau. Una cu fir. Mai vrei acum să mai facem o problemă cu fir? Hai să facem, că nu rezist. Nu rezist. Dacă nu te mulțumesc pe tine, eu, ziua aceea mi-a stricat-o, dacă nu ești mulțumit. Uite, de la Bacău se pleacă până la Cluj. Și de aici, în prima parte... Sau în prima zi. În prima zi, cum zicem așa, în prima zi, parcurgem două cincimi din drum. Adică împărțim în tot drumul în 5 și luăm 2. Corect. A doua zi, parcurgem 2/3 din rest. Adică împărțim... Iar a treia zi... O pătrime din nouă rest. Din nouă rest. Iar a patra zi... Uite că tot ai avut o problemă frumoasă. A patra zi... Să spunem 20... de kilometri. 20. Mulțumesc! Da. Și întrebarea este, care este distanța? Deci distanța a C egal cu 5. E la 20, perfect. Nici de ordez, vă rog. Știi? De ce s-a dat 20? Probabil că te-ai prins, dar să văd. Hai să facem repede. Împărțim tot în 5. Așa. Deci tot în 5. 1, 2, 3, 4, 5, da? Uite aici. Luăm 2. Prima zi. Da. Al doi. A doua zi, 2/3 din rest. Din tot restul, da.